Deputatul Ionel Arsene a postat pe un site de socializare încă un mesaj de susținere a premierului Victor Ponta. Prin comunicatul emis, deputatul își arată ferma susținere a actualului guvern, despre care este de părere că are deja cu ce să apară demn în fața alegătorilor. Victor Ponta este premierul României, unul dintre cei mai buni pe care i-a avut țara noastră, el beneficiind pe mai departe de încrederea și de sprijinul partidului. Premierul Victor Ponta, precum și alți foști miniștri PNL și chiar președintele Klaus Iohannis, trebuie să beneficieze de o prezumție de nevinovăție. Îmi pare rău să văd această dublă măsură când vine vorba de președintele statului și de PNL în privința situației juridice a unei persoane. Văd cum Partidul Național Liberal a căzut pradă unei politici a propriului interes, fără să țină cont de românii obișnuiți și de problemele lor. Prin politizarea actului de justiție, PNL își dorește să creeze în România instabilitate politică. Într-un context regional tensionat, țara noastră are nevoie de predictibilitate și calm. Moțiunea de cenzură este o armă legitimă a opoziției, dar PNL pare că doar asta știe să facă, moțiuni peste moțiuni și cereri absurde de demisie. Nu pot să nu remarc un alt lucru. PNL tratează în mod selectiv și în funcție de interes dosarele din justiție. Partidul Național Liberal se pretinde un apărător al justiției, însă în același timp apără justiția doar când îi convine și o folosește după bunul plac în jocurile politice. Așa ceva nu este normal. La acest moment, guvernul se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă și funcțională. Ceea ce tot vedem în legătură cu presupuse neînțelegeri sunt doar speculații și zvonuri care trebuie ignorate de cetățeni, a declarat deputatul Ionel Arsene, președintele Partidului Social-Democrat, filiala Neamț.